Două case au fost incendiate sâmbătă după amiază în satul Dumbrava din comuna Cornuluncii. Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava și voluntari de la Serviciile pentru Situații de Urgență Cornuluncii și Baia au intervenit cu 6 autospeciale pentru stingerea celor două incendii. La una dintre case au ars mobilierul de la parter, textile și alte bunuri casnice și s-au degradat pereții și zugrăveala interioară. La cea de-a doua locuință, aflată la aproximativ 50 de metri distanță, au ars acoperișul și bunurile din interior. Cauza probabilă pentru ambele misiuni este folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul, a concluzionat ISU Suceava. Principalul suspect este chiar proprietarul uneia dintre casele afectate de flăcări. Tânărul de 28 de ani era sub influența băuturilor alcoolice și după o ceartă cu tatăl său și-a incendiat propria locuință și casa în care locuiesc părinții și fratele lui. Tânărul este cercetat penal pentru distrugere și va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă avea discernământ la momentul producerii faptelor. Tot sâmbătă, un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din satul Moara Carp, comuna Moara. Flăcările au pornit într-o anexă gospodărească și exista pericolul ca incendiul să se propage la casa de locuit. Pompierii militari au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și au reușit să stingă flăcările. Au ars asterela din lemn și podul anexelor gospodărești, 2 metri cubi de scândură și s-au degradat 2 tone de furaje, 2 tone de porumb, o parte din pereții construcției și alte bunuri. Din primele cercetări, se pare că incendiul ar fi izbucnit de la un scurt circuit electric. Duminică, pompierii militari au intervenit la un incendiu care a cuprins acoperișul unei vile din mitocul Dragomirnei. Flăcările au degradat pereții, planșeul, pardoseala și mobilierul de la nivelul mansardei. De asemenea, s-au mai degradat aparate electrocasnice și alte bunuri materiale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum, care nu era protejat corespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința și garajul proprietății.